Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Suntem cu Davidescu. Bună, prieteni! Cu bucătarii aici în forță, Marița și Papi. Da. Miha. Ia uite ce avem aici. Ia uite, scuți. Băi, tocăniță de post cu ciuperj, mă. Incredibil, prieteni. Fără ceva. Eficient și repede. Sunt ciupercile astea ce repede, 25 de minute. Băi, chiar e bună. Chiar e bună. Bună rău. Această rețetă o găsiți pe canalul... Rămâneți cu pâine și cu mămălică. Pe ce canal? Canalul nostru nou, Papi, bucătarul lui Alin. Intrați pe acel canal și dați o urmărire. Acolo vă așteptăm. Angajați-vă cu niște patra. Așa, picantă. Da. Dacă era niște piept de pui. Mamă, cu buleț așa. Mm-hmm. Auzi, patroana. Patroana, când ne-am făcut TikTok-ul și n-avea abonații, mă întreba câți angajați a făcut. Nu și-a abonați. Dar Aline și ce-a făcut, ne furarăm legumele lui Leo. Nu are nimic. Acum... Dacă el nu e acasă, are! Mazăre, uite, mâncare de mazăre e bună. Da. Mă am mâncat și cu mâncarea maică ta. Da. Aia e altă mâncare. Aia e altă. Bă, frate, da. Uite, uitați-o, tocăniță așa de mazăre. Mm. Belea. Chiar talent. E bună lui tocăna. Dar veți acolo îmi pune mazăre. Dar știu cum mai am dat. Să-ți fac spana. Și spana chiar. De la peni, la pungă, ne luăm două copungă, ne ajunge. Dar să luăm două copungă. Două. Două copungă. Și să vezi ce faci. Băi, e frig, mă, să stăm în curte să facem frumos. Eu nu pot să ne facem. De la frigul ăsta mă enervează din ăsta. Atunci o să slăbești. Să mănânci totul verde. Să mănânci o zi de verde. Părinte, te-a bătut pisica? Da, m-a pune sos, Aline, mai pune-te acolo. Nu, mai pune. Mai pune. Miha, ce părere ai? E foarte, foarte bună. Hmm? Foarte bună. Și ține asta, ține la post. Bună rău. Să facem vas de călită în tuci. Bă, pe bune, aș mânca un disc. Uite, n-am avut post de mâncare până acum. Ce putem să facem pe disc? Ori ciupeci, ori vas de călită. Da, merge și acolo. Te? Câte ciuperci nu mănânci acolo? În vasă călită pe disc. Da, vasă călită poți mănânci pe disc. Nu? Ce? Dar avea cineva un disc mare. Avea mic. Da. A luat ăsta un alt disc acum, dacă-l vezi. Știi cum e? E ridicat așa în sus. Ăla așa. Știi? Rotund din ăla. Cred că l-a luat de la cineva. Clar. M-a adus un nou. Ieri l-a curățat, alantele. L-a curățat pe foana, când l-a pus de la ars. Dă-i David în pisică. Nu mai fac un gălă. Bază cu tractul, mi-a luat gastronomia. Mi-a sunat, hai, băi, repede, eu nu mă duc. N-avea cu ea de la Sibiu. Să vedem, băi, cum s-a făcut lucrare aici, parchetul. E, altă treabă, parcă îți revine camera acum. Altceva așa. Ia uitați. Caloriferul afară, la suprafață. Parchetul. Întrerupătorul. Frumos parchetul ăsta, frate. Frumos. Camera, baia. Ia uitați. Altă treabă. Mamă! Mamă! Nu te descarci! Uite cât e de fin! E frumos parchetul. E frumos, dar nu trebuie să te intri încălțat. Că e cu nisip, cu bolea pe picioare. Da. Se zgâre. Aoleo! Ce? N-are șină la ferdea. Da? Trebuie pusă. N-are șină la ferdea. Șine, două. Două șine. Vezi că tocmai trebuie. Păi trebuie alte spoturi. Lasă spoturile. Te nu știu, din zugrăveala asta. Cum au zugrăvit ăsta? Camera și ăsta la hotel. Ascultă, dar zugrăveala asta aici?
Uite așa, cu oale. Acolo avem un polistiren, acolo e tavanul din cibetă. Pa, ce contează? Trebuie să... Mamă, e frumos, e moale, parchetul e de mâncat. E mâncat, e... Auzi, dar aici are loc mașina de spălat. Are. Ați măsturat, da? Trebuie să luăm, e frumos. E în casa mare. Da, acolo. Oh, mamă. Aici trebuia să intrăm. Păi ce rămâne acolo? Aici îți vine boilerul și calorile. Ah, boilerul, bravo. Școală. Ați făcut și curat. E bine. Păi ce-a spălat pe jos. Faianța. Nu, aștept. Dar uite, fii atent. Luase, auzi, luase două ghiuvete de astea. Unde le pune două unul în gălță? Păi n-ai loc. Ha? Uite, oamenii au făcut curat așa. Hai să le ciordim și noi o ghiuvetă. Tot acea linie, poți și-i du la vieta. Cu tot. O nu vreau să pună la ea unul. Păi nu luase tata pentru baia lui aici, două. Două. Ai văzut că și la ursul sus s-au luat două ghiuvete, câte două. Nu mai să luie acum, ce are? Bă, ce are? Hai să le ciordim lucrurile ce au rămas. Le punem la noi. De ce duș? Două dușuri are. Da. Hai că e și frumos. Până la urmă aici am mascat treaba bă, asta. Două dușuri, când vrei la la mare sau la la mic. Da. Ai și mișto, nu? Da. Și faianța asta neagră e frumos. Pe care e scurtul? E frumos, n-ai ce să fie. Aici are unde oprești apa. Aici vine toaleta. Cred. Aici e unde oprești apa la o baie sus. Cu da, toale, ce sunt ele. Mai e n-o să te pun și una la gota. Nu știu. E frumos parcă e ăsta. Mai are un pic de spumă de aia. Ce spumă? Spumă sau ce e ăla? Deci a ieșit mișto, prieteni. Chiar a ieșit bine. Parchet. Mai este parchet aici. Cred că ăsta e parchetul, nu? Sau ce este? Nu, a, e ceva, cred că ce vine sub parchet. Mamă, cum e? Wow! L-am uitat pe om acolo cu hidrofor. Wow! Mama, da, acum... e frumos aici, dar să mă țină. Trebuie să iei de tur renovarea acum. Da, bine, nu pot să fac. Ce să fac? Opa, am văzut, dar nu să fac. Gata, prieteni, am venit în casă. Miha a fost acolo la oameni, că instalează hidroforul. Da. Și a văzut camera lui tata, a ieșit mișto. Și baia, și parchetul. Parchetul nu vine să călșpienu. Bine șters, dar lucește, îți pare rău să calci. Eu sunt așa pentru că mă duc afară la oameni de aidofor. Au grata pe Colin, dar îi vor să-i băgăm, să... Trebuie să-l amorseze. Și de aia sunt așa. Cum te simți că ți s-a îndeplinit dorința? Nici nu-am văzut cum curge. Cu hidrofor. Și parcă să meargă mai prost cu ăla. Oh, nu mai zi așa. Tu nici nu l-am pus și spui gura pe el. Doamne ferește. Prieteni, dă până un minut că a avut treabă ca să termină parchetul. De aia s-a apucat noaptea cu lanternă, s-a băgat acolo. Nu mai vreau să mai vină. Nu, Mihaela, parcă m-am îngrășat de la voi. Nu știu, mie mi m-am... se pare de la postul ăsta că sunt foarte... Nu știu. Eu cum am slăbit înainte? Cu injecțiunile alea. A, iar. Nu mâncam deloc? Că nu mai țin minte. Nu, mâncai, dar nu știu ce mi se părea noapte. Iar, păi zici, ce m-am îngrășat? Nu știu, nu o să slăbesc, mă îngraș? Cum mai în ce nu mai te panică? Apă de la izvor, beau din cană. Care e? Nu, din paharul ăsta. Nu mai am spălat nici vasele, nimic. Nu e apă. A, faci mișto de mine? Hai că mai vezi tu, Severin. Nu e apă. Dacă n-ai apă să speli vasele, așa. Dar cum ți-ai făcut friza? Lasă-mă, e frumos. Sunt îmbrăcată, parcă sunt mojerit acum. Mănâncă-ți burgărașul mai încolo, că eu țin post. Mi-au dezat de ce mănâncă. Vedem și plângem. Mi-au dezat de ce mănâncă. Poftă bună. Cât ți-a rămas ăla ușa. Și-a nici dintele la mare. Ai văzut?
Deci ce ne facem, fraților? Nu mi se pare normal că ne dă apă de apă. Da. Vroiam să plecăm și noi. Din nou suntem blocați aici. Cu dantura. Nu se poate așa ceva. Ce zici, Mihai, acolo? Ce să zic, am premieră aici. Premieră despre ce? Despre ce am făcut azi. Oh. Cu bucătarii tăi, patrona vrea să facă live pe TikTok. Să stea toată noaptea vrea. Cine avea răbdare? Doamne, eu n-am răbdare să stai eu singur. Da, cu ea pe TikTok. De ce a venit? Eu nu pot sta pentru mine, dar pentru albii. Vrea să facă bani, patrona. Pe TikTok. Dar nu, dar trebuie să stai, să vorbești, să faci. Să citești comentarii. I-a dat Olga cu Bogdan țeapă. I-a sunat ieri când s-a mâncat pește. Să vină să-i aducă un pește și au cumpărat pește, l-au arătat și după aia l-au văzut pe filmare că l-au mâncat ei. Apoi ce s-a mâncat? Că au cumpărat pește. Că au zis că vin cu el aici. Dar de ce mai și de la ei? Că a cumpărat două feluri de pește avea. De e, stai pe companie. Ei da. Tot fi gândit să mai vină drumul, să mai cărte bani. Păi da. Trenul, cu ce veneau. Ce să fac? Eu mi-am luat firul din mașină, Mihaela, și n-am luat coapătul ăla. Bine că tu l-ai luat. Ca să ai tu ceva de făcut. Mai târziu. Problema este că nu avem net. Am văzut. De nici ce? La plasmă, nici pe telefon nu mai pot să încarc vlogurile. De ce nu mai e? Îmi ia câte două ore acum, nu de știu. Ce? Nici eu n-am. Ori da, l-au suspendat da. Pentru neplată. Da. Eu am pe cartelă. Păi și pe cartelă, dar nu merge aici, nu-i nu semnal. Merge nici la mine, nimic. Nu-i semnal. Deci, prieteni, din păcate, nu puteți să ne mai vedeți. A rămas blocați aici fără internet. Nu știu dacă vlogul ăsta se va putea încărca, vom încerca. Așa că, dacă vreți să ne mai vedeți de acum încolo, să ne plătiți factura la net. Măcar voi să ne nu-i așa, Mihai? Dacă ne plătește și cineva și nouă cineva factură, dacă vreți să ne mai vedeți, să mai apărim. Și zic, Doamne ajută, să scăpa din zi. Da, se uită la noi. Îi obligă cineva să intre clipurile noastre. Pe ea care nu ne suportă. Sunt unii care așa fac, n-ai ce să le faci. Fiecare în felul lui, oameni și oameni, cum suntem și noi, o zi așa, o zi așa, n-ai ce să faci. Fiecare în felul lui. Lasă-mă că... Am primit niște comentarii șocante. Am primit niște comentarii foarte șocante. Auzi că noi mințim că mergem la implant în fiecare zi la Severin la dentist. Noi mergem la poliție, auzi. Da, și veneam cu durere de dinți de la poliție. Dacă le bătai la o dădeam o declarație, mi se umfla o măsea. Mai dădeam una, mi se umfla aia la altă. Da. Păi așa i-a învățat eu în dileaua. Ei sunt o ca el ăia. Recomentează. Păi eu în fiecare zi când îl vezi, da, mâine sunt chemat la poliție. Păi numai așa spune el. Orice că a venit aici. Pa seara a venit aici. A venit aici că e chemat la poliție deja pe așa ca să presioneze pe Alin, nu știu ce, de că e chemat să-i dea ceva. A zis că e chemat la poliție că i-au dispărut mail-urile din telefon. Asta e cea mai tare care am auzit-o. Ia să dea cu telefonul mâine. Da. Da, a intrat cu ușul și s-a luat de cap și a zis, mama, Alin, sunt eliminat. Și zic, ce Ioane? Panică. Sunt chemat la o audiere, mi-au dispărut mâinile. Nu are nicio problemă, nu mai are nimic, e vrăjeală, eu nu mai are nimic, nimic. Nu știe cum absolut. Să mai dea pe lângă noi. Absolut. Da, prieten, nu are mai are nicio problemă, nicio nimic. Deci ia așa. E călare, e pe val. Ion Dileu e pe val, stați liniștiți. Abirează, a avut ce atunci, ce a avut, gata, s-a terminat. Mai visează dosare, tâmpenii, că-i chema pe nu știu ce dată, aiurea. Așa, abirează. Abirează, visează, ia, când ai... mult timp, când a venit la pușcărie, mai încă, păi devenise deja, toate hârtiile care le citea la pușcărie le citea lui Leonardo, lui Alex, avea hârtii multe și citea. Lui Leonardo citea codul penal. Da, codul penal și nu știu că și la hotel acolo când eram noi. Da, și la noi, ultima dată. Da, citea, se scula de la 3 la 4, eram picioare și citea și se ținea de cap, așa că... foarte multe probleme are. Pe el citeală deja era condamnat pentru el de făcut să fost. Da. Și imaginea că și sunt altele. El a rămas setat, că așa făcea și la pitești. A rămas traumatizat, zici să m-a rămas așa. Da. Stătea lângă patrona și citea perpe, perpe, perpe. Da, da, da. Până la 4 dimineața, perpe. Da.
Peru, nu? Da, per pe. Da, a rămas așa. N-ai om cu să plictisești și așa face. N-ai ce să auzi de altceva de la el. Da. Băi, Mihai, m-am plictisit. Dar îți face un motiv ca să vină aici. Toată lumea se plictisește. Ce crezi că lumea nu se mai plictisește? Tata, ce crezi? Am vorbit cu Leonardo asta și am zis că joc poker cu Florin. Și a zis, cine e ăla poker? El credea că e un om. Poker. Dar butelie nu ne-a mai vizitat. Când vine pe aici, vine cu figuri de alea de drobeta. Lasă-mă, Lini. Nu se zice scrii cu creta. Ce figuri da. De drobeta? De bișnițar de aia, sunt acolo la piață. Hai, mare, lasă. Vice Leonardo e bișnițar? Da. Da, măi, prieteni, și... Ce să mai zic? Suntem supărați. Măi, le să fie vremea frumoasă, măcar. Încă nu s-a amorsat hidroforul. Mâine trebuie să vorbim, o să vopsim gardul, de aia suntem așa supărați. Să vorbim. Când ne gândim la ce-o fi mâine cu vopsitul gardului, ne ia cu rău. Pe Mihaela de odor dinții de azi. Asta vei să spună ceva la bună. Dar trece până mâine, prima zi la extracție, după aia n-ai nicio treabă. Pe doar atunci câteva faci ori. Faci tu? Păi n-aveam ce să fac, că să fi stat cu dinții așa stricați, mai bine scap de ei, nu? Mâine, păi mâine, cred că mai au extracție. Nu mai, a zis că e ultima. Crezi? Așa mai duce o dată și zice, vezi că îți mai scot o măsea sau dinte? Bă, da, să știi că e posibil să mi-ai scot una, una din spate. Da. Cred că da, cred că și pe aia mi-ai scoate până la urmă. La aia a rămas de gândit. A zis patrona că ți-a scos măseaua de minte și nu mai e minte acum. Da, auzi, mi-a tras măseaua de minte, mare greșeală am făcut că acum am rămas fără minte. Auzi. Ba, așa ne-a zis și păi noi. Dacă toată baza de date a minții este în măselele alea. În rădăcina de la măseaua da. De minte. Și dacă e ca un chip și dacă ți l-a scos, tu nu mai ai sunt mintea. Deconectată. 24 de ore cred că te mai ține. Să vedem. Mâine nu mai știi nimic. Deci mâine... Ia zi, 2 plus 2. 4. Încă sunt activă. Dar ce crezi? Odată eram cu Leonardo și cu Alex și mergeam la un om, patrona mergea să vorbească cu un băiat și ne-a zis, bă copii, să stați și voi minți, adică cu minți. Și Alex a zis, da, ok, bine, patroana, stăm fără minți. Prieteni, ce să mai zic, cam atât. Sper că v-a fost dor de noi. Mai cred, așa. Dați și voi un like, un comentariu, apăsați clopoțelul, o abonare, alea știți voi ce e de făcut, un share, o distribuție și na. Ne vedem mâine, prieteni, în forță. Ne punem la muncă de mâine. Mâine să fiți cu ochii pe noi pentru că facem show cu Gărdulescu. O să vedeți ce va ieși. Așa că, prieteni, vă pupăm, vă dorim o seară minunată tuturor și ne vedem mâine. Pa, pa! Pa, pa!